18 septembrie Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5 cu 18 Aveți încredere în infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este credincios în împlinirea promisiunilor sale. Așa cum suntem datori să ne mărturisim păcatele, tot astfel suntem datori să credem că Dumnezeu își va împlini făgăduința. Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeu, așa cum credem că o persoană va face exact ce a declarat că va face. Să credem că Dumnezeu ne va ierta păcatele. Cum putem ști că Domnul ne iartă cu adevărat? Și cum putem dovedi profunda mulțumire pe care o avem în Domnul? Harul și dragostea pe care el ne-a asigurat că le va manifesta față de inima întristată, dacă nu credem în același timp cuvintele sale. Minte, caracter și personalitate, volumul 2, pagina 677. Dorință sinceră de a cunoaște adevărul. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Psalm 119 cu 16 oricât de ascuns ar fi, în cele mai multe cazuri, cauza îndoielii și a scepticismului este dragostea față de păcat. Învățăturile și restricțiile cuvântului lui Dumnezeu nu sunt binevenite pentru inima mândră și iubitoare de păcat, iar cei care nu sunt dispuși să asculte cerințele lui sunt gata să se îndoiască de autoritatea cuvântului. Pentru a ajunge la adevăr, trebuie să nutrim o dorință sinceră de a-l cunoaște și o dispoziție a inimii a-l asculta. Toți cei care vor studia Biblia în acest spirit vor descoperi dovezile abundente aflate în cuvântul lui Dumnezeu și vor putea dobândi o înțelegere a adevărurilor care îi vor face înțelepți pentru mântuire. Calea către Hristos, pagina 111